Mă gândeam că aș avea câteva variante. Să mă duc pe varianta clasică, care, fără să vă supărați pe mine, e foarte ușoară. Domnul să vă binecuvinteze. Ați văzut, toți sunt de acord cu mine, Domnul să vă binecuvinteze. Și eu primesc din astea destule, deci e ok cu Domnul să te binecuvinteze. Cum poți să spui altceva decât amin? Nu, Domnul să te binecuvinteze. Unii vor să fie mai spirituali. Și știți cum zic? Domnul să te binecuvinteze și să te răsplătească cu viață veșnică. No, vă rog asta să nu mai ziceți niciodată, cel puțin față de mine, să vă spun de ce. Că viața veșnică nu e pe castraveți, pe morcovi și pe borcane de zacuscă. Adică te duci și duci la o soră, văd un borcan de zacuscă, sora, Domnul să se răsplătească cu viața veșnică. Băieților, dacă viața veșnică ar fi pe zacuscă, toată ziua aș duce zacuscă. Dar nu cu borcanul, cu butoi, da? Sau dacă cu castraveți, nu. Deci sună frumos, dar nu. Viața veșnică o avem prin Iisus Hristos. Este harul lui Dumnezeu, nu este răsplată pentru ceva, deci viața veșnică, dacă o vreți, nu are nimic de a face cu cântarea, cu chitarea, viața veșnică, știți voi, ce vă spunem noi? Vă pocăiți, vă legați de Domnul Iisus Hristos, vă botezați și trăiți până la capătul vieții. E, asta e cu viața veșnică, da? Aș putea fi un pic mai firesc, mai practică, eu sunt și așa, să zic, dacă tot apreciez sacrificiul vostru, cântările voastre frumoase, prezența voastră, să vă răsplătesc cu ceva. Și am câteva variante. Am stat și mi-am făcut socoteala. O variantă ar fi să vă dau ceva dulce. Cred că am ceva în mașină. Deci care doriți dulce, veniți la mine și spui, frate, eu sunt ăla cu dulcele și în funcție de câți veniți, împărțim bucățele cât sunt de mici. Și dacă dăm ca la ucenici firmituri sau dăm pâinea întreagă. Care nu sunteți cu dulcele, sper să nu fiți mulți, că deja e ora e târziu când termin eu și sunteți la cură și nu se mănâncă seara dulce, care nu sunteți cu dulcele, vă pot face o dedicație pe carte. Păi nu mai prea citiți, dar dacă unii citiți și vreți să vă mâzgălesc ceva acolo, o să vă scriu două cuvinte și o să vă dau o carte care am scris-o eu, deci nu o să vă dau pe carte altuia. Și asta, să vă spun celorlalți, sunt acolo niște cărți, regula a rămas aceeași, iei ce crezi că poți folosi pentru tine sau pentru alții, pui în cutie ce crezi că poți dărui, să tipărim să le dăm și la alții. Și m-am gândit că dacă unii nu sunteți nici cu dedicația pe cărți, nici cu dulcele, atunci să vă fac o predică cu dedicație. Voi ați cântat așa pe subiect, ați cântat? Sigur că da. Da, când vă duceți undeva, dacă e sărbare de mulțumire, cântați pe mulțumire, deci și voi în seara asta ați făcut-o cu dedicație, așa frumos că ați venit la Betel. Așa că îmi cer iertare de la frații și surorile peste 85 de ani, până acolo vă consider tineri, și în seara aceasta nu mai țin predica care o aveam în minte pentru voi, ci țin o predică pentru tineri. E bine așa? Oricum fac așa, și dacă ziceți că nu-i bine, dar dacă vreți să o auziți pe cealaltă, mă invitați. O să încep discuția cu tinerii plecând de la un adevăr, o realitate. Toți avem dorințe. Nu există persoană care să nu aibă dorințe. Au dorințe tinerii, au dorințe băieților. Ar fi interesant, fetele, să știți ce doresc băieții. Cum și unii din ei încă studiază ce doresc fetele. Nu o să spun în seara aceasta că sunt bărbați care de 50 de ani tot încearcă să înțeleagă ce doresc femeile. Nevasta lor, adică mai exact. Da, e ok, dacă au și fete, după asta înțeleg mai bine, da? Avem dorințe, nu ține de vârstă. Vreau să vă spun că au dorințe oamenii săraci, au dorințe oamenii bogați, au dorințe cei fără școală, au dorințe cei cu școală, au dorințe pocăiții și nepocăiții. Toți avem dorințe. E un lucru bun, zic eu până la un moment dat. Problema este că nu toate dorințele sunt la fel, și până la un loc este bine, dar partea cea mai mare este că nu toate dorințele trebuie împlinite și nu toate dorințele trebuie împlinite la o anumită etapă în viață și într-un anume fel. Și în seara asta, pentru că nu vreau să facem lucruri foarte grele, că atunci n-ar fi o răsplată pentru voi,
Vă propun să luăm câteva persoane din Scriptură, privim la ceva dorințe pe care le-au avut, vedem dacă au fost bune, dacă au fost rele, dacă ar trebui să imităm sau dacă ar trebui să încercăm să nu fim ca ei, să trecem pe listă, nu vrem ca aceștia. De ce îmi place mie să iau persoanele din Scriptură? Pentru că la ei filmul s-a încheiat. Deci dacă vorbești de persoane care sunt în viață, poți discuta anumite lucruri și tu spui, aia, moșuiuga, stai că ăsta încă nu și-a terminat alergarea. Să vezi peste un an cum se schimbă, cum dă lovitura. Dar la cei din Biblie s-a încheiat filmul, deci nu se mai poate schimba nimic. Și partea frumoasă că Dumnezeu când îi prezintă pe oameni, îi prezintă adevărul, slăvit să fie El. O să încep, dacă nu vă supărați, fetelor, cu un băiat și poate chiar o să iau mai mulți băieți în seara aceasta, o să menționez așa o fată, două, să nu vă simțiți neglijate. Ați auzit băieții de Esau? Ați auzit? Știți că el a avut o mare dorință într-o zi? Știți? Sper că vă gândiți la ce mă gândesc eu. Ce a vrut el? Un castron cu bograci sau cu ce? Fasole cu cârnați. Nu știu ce-o fi fost acolo, linte, știm noi. Acum nu știu dacă a fost castronul atâta, dacă atâta l-au făcut frate, sau s-au fost numai atâta. Dar atât de mult își dorea el mâncarea aceea. Și pentru că își dorea atât de mult și o considera atât de importantă, o considera vitală pentru viața lui, s-a hotărât să plătească și prețul. Cu alte cuvinte, este tânărul care ar spune, Viorele, sunt dorințe care merită împlinite cu orice preț. Fratiso, un șmecher de meserie, el așa a fost dintotdeauna Iacov, până s-a pocăit, tare mare figură a fost, a zis, ai dorința aceasta? Pot să ți-o împlinesc. Uite care-i prețul. Îmi dai mie dreptul tău de întâi născut și eu îți dau castronașul. Și Esau, la momentul respectiv, a spus, Viorele, am dorința aceasta, consider că e o nevoie legitimă. Foarte interesant din punctul meu de vedere, este singura cale pe care mi-o pot împlini, în consecință, îmi împlinesc dorința, dându-i fratului meu prețul pe care îl cere. Zis și făcut. Așa în paranteze, băieților, avea și altă metodă să mănânce un castron de mâncare sau nu? Da, dați-mi o idee așa. Să o gătească el. Nu că nu i-a picat nimic la vânătoare atunci de asta. Dacă nu i-a picat nimic, n-avea ce să gătească. Cum? Avea mamă, da. Acum mama îl prefera pe cel ce stătea cu el la bucătărie, că ăsta era preferatul lui tata. Dar cum să vă spun, și dacă nu ești preferatul lui mama, mama tot te iubește, nu te lasă să mori. Și mai ales dacă te duci și spui să română, n-ai spus în viața ta și acum spui să română și spui, mamă, ce bine arăți astăzi, ce frumoasă ești. Și apoi începi cu lacrimi, mama, am fost un derbedeu, măgar am fost tot timpul, eu nu te-am prețuit, știi, ești darul lui Dumnezeu pentru viața mea. Nu ia mult, mama începe să plângă și el spune, bă, prăpăditule, ce vrei? Mamă, mor de foame, dar promit înaintea bunului Dumnezeu că de azi înainte, știți voi, și ce vrei? Dă-mi și mie un sandwich, că nu văd. Ce zice surorilor? I-ar fi dat mama un sandwich. Două îi dădea, că așa-i mama, da, așa-i mama, bă, pruncul meu, în sfârșit și-a venit în fire, s-a pocăit, da. Bun, el la mama nu se duce, nu știu, nu știa că n-are mamă, era prea mândru să meargă la mama, să recunoască, dar tata avea. Păi de ce nu s-a dus la taică-sul? Și să spună, tăticuțule, de câte ori ai mâncat tu vânat, legal și ilegal adus de mine? Ca să i-o spun și acum, să faci o mâncare cum îmi place în ea, bătrânul. Și lui îi plăcea, știi, cârnăciori și de toate, da? Și avea o relație bună, să spună, tată, acum ai două variante. Tu ești un om al rugăciunii, un om care ori îl rogi pe Dumnezeu să-mi scoată iepurile repede în cale, l-am prins, l-am fript și îl mâncam amândoi, ori dacă nu, bă, eu de 100 de ori ți-am dat să mănânci, acum îmi dai și tu, ori vorbești cu pruncul tău, cu frate, cu frate meu să-mi dea. Adică, și ce vreau să vă spun prin asta? Nu lăsați pe diavolul să vă bage în cap ideea aceasta. Dacă am o dorință,
pot să-mi împlinesc pe o singură cale. Trebuie să-mi împlinesc acum și musai trebuie să-mi împlinesc pe o singură cale. Există foarte multe căi de a ne împlini dorințele. Cele mai multe pot fi rele, dar măcar una poate fi bună. Ei, ce am citit eu despre Esau? Atunci, în ziua aceea, a spus, am o dorință, e musai să o împlinesc, nu mi-o împlinesc, mor, plătesc prețul. Va spune mult mai târziu apostolul Pavel, făcând referire la el, știți că mai pe urmă a vrut binecuvântarea. Dar măcar că o cerea cu lacrimi, cum e, fraților? Nu a mai primit-o. Astăzi vreau mâncare. Astăzi vreau să mă împlinesc nevoile. De data aceasta o nevoie legitimă. Mâine nu mă interesează mâncarea. Nu mă interesează momentul. Și ce mă interesează? Binecuvântarea pentru toată viața. Spun, stai verele, castronul e pentru 3 ceasuri și mi-e foame de nou. Dar eu rămân în viață și tata, aș vrea binecuvântare pentru toată viața. Și știți ce-i spune tata? Târziu. Binecuvântarea ai pierdut-o când ți-ai vândut dreptul de întâi născut. Deja au început să mi se aprindă niște beculețe în cap. Că există dorințe de moment pe care aș vrea să le împlinesc. Și există dorințe cu bătaie lungă, de durată, pe care aș vrea să le împlinesc. Apropo, câți dintre voi ați dori să fiți ca Domnul Iisus Hristos? Frumos. Pot să vă dau o idee. Știți ce face satana când Domnul Iisus Hristos este în pustiu și este foame? Știți ce face? Ești Fiul lui Dumnezeu, ai toată puterea în cer și pe pământ, folosește-ți puterea aceasta să ai pâine. Poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Păi nu-i chiar grav, adică ce păcat ar fi bolovanii să se transforme în pâine? Nu ar fi niciun păcat, că bolovanii avem destui. Mă refer la pietre. Să nu mă înțelegi greșit, da? Al doilea lucru. Să-ți fie foame, nu e o nevoie legitimă lăsată de Dumnezeu? Vedeți, diavolul vine cu următoarea idee. E o nevoie legitimă. Dumnezeu Tatăl a creat oamenii cu nevoie după hrană. Ție ți-e foame, n-ai mâncat 40 de zile. Ai puterea aceasta, transformă pietrele în pâine, ți-ai împlinit nevoia și e super. Și ce spune Hristos? V-ați gândit, frate, la aspectul acesta? Hristos spune, dar eu nu fac asta. Am înțeles destul de târziu aspectul acesta. Hristos spune, eu nu folosesc puterea lui Dumnezeu pentru împlinirea nevoilor și a dorințelor mele. E clar că îmi doresc pâine. Dar am o dorință mai mare. Care este dorința mai mare? Voia lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Și eu nu voi folosi puterea care mi-a dat-o Dumnezeu ca să mă împlinesc dorințele de moment. Și uitați-vă mereu la Domnul Iisus Hristos. De câte ori trece prin astfel de momente, niciodată nu va folosi puterea lui Dumnezeu pentru împlinirea dorințelor de moment. Vă aduceți aminte, surorilor, când spune, acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Ce zicem noi, fraților, când sufletul este tulburat? Ce zicem? Exact ce spune Mântuitorul. Ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, împlinește dorința mea de a ieși din tulburare, din toate acestea, și spune nu. Tată, proslăvește numele tău. Așa, dintre tinerește, cam câți dintre voi ați crescut prin biserici?
Ați auzit, frați și surori, rugându-se? Și cam ce cerem noi în rugăciune? Cum? Dumnezeu să împlinească ce? Dorințele și nevoile noastre. Și ca să fim siguri, la final cum băgăm la rugăciune? Toate acestea te-am rugat în numele Lui Iisus. Dacă am văzut că asta nu funcționează, că ne rugăm pentru gâște, pentru toate figurile noastre, numele Lui Iisus, și nu trebuie să băgăm numele Lui Iisus acolo, că n-ar nicio treabă, atunci am mai venit cu o variantă. Te rugăm în numele Lui Iisus prin Duhul Sfânt. Deci, ce înțeleg eu de aici? Cumva să-i spun lui Dumnezeu, Tată, n-ai încotro. Tu chiar trebuie să mă asculți. Adică, vezi că eu am treabă serioasă, da? M-aș bucura să văd în voi o generație care să căutați slava lui Dumnezeu întotdeauna. Să-i spuneți Domnului, Doamne, eu am dorințe, dar dorințele mele niciodată nu sunt superioare dorințelor tale. Dorințele mele de moment niciodată nu vor fura dorința pentru viață. Și dorința pentru viață niciodată nu vor fura dorința pentru veșnicie. Un om care dorește ceva astăzi este gata să plătească prețul, mâine îi se schimbă dorințele. Cam târziu. Am putea lua o fată ca să... Da? Ați auzit de Maria? Aia păcătoasă, cu draci, cu, știi de asta, duhuri necurate, da? Dacă te gândești la Maria în prima parte a vieții ei, dorințele ei ce au fost? Dacă a fost păcătoasă, în ce direcție au mers dorințele ei? Spre păcat, da? Nu intrăm în detalii. Asta e o fată din poporul lui Dumnezeu, de acord, da? Cu dorințele ei, cu figurile ei. Și unele din dorințe și le-am primit, dorințe de moment. Mai târziu a avut altă dorință. Știți care a fost dorința? Să scape de păcate. Să scape de ce avea pe conștiință. Și atunci începe să caute. Și numai Dumnezeu știe unde și cât a căutat. Știi care a fost șansa ei? Că într-o zi a auzit de Iisus. Și rupe toate etichetele și toate barierele. Se duce neinvitată în casă la un super religios care știa sigur că o condamnă. Se duce lângă Iisus, plânge că îi udă picioarele cu lacrimi. Îi șterge. Și ăștia nu înțelegeau. Și Domnul dă explicație. Spune, auzi, cine iubește mai mult? Păi normal, ăla la care i s-a iertat mult. Și Domnul, știți ce răspune? Ei, vedeți, femeia aceasta pricepe ceva ce nu pricepeți voi. Ei, Dumnezeu i-a iertat mult. Și pentru că i-a iertat mult, ea iubește mult și sacrifică mult. Ai dorințe de moment și vrei să le împlinești. Dar momentul trece. Și apoi vin adevăratele dorințe. Dorințele mai de pe urmă. Și David, om fain, el a avut o viață frumoasă, deci trebuie să recunoaștem. Dar odată, știți cum mai zice cântecul ăla, i s-a pus pata pe una, știi? A avut și el niște dorințe, da, da. Și a trebuit să-și împlinească dorințele. Că dacă ești împărat, frate, ți le poți împlini mai ușor, nu? Și spui și la alți, nu zice nimeni că în numele Domnului vă tai în bucăți. Dar dorința aceea a trecut. Și apoi îl aud pe David strigând din toată inima, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Dăm pacea ta, dăm prezența ta, dăm inspirația ta. O spun cu durere. Apreciez și încerc să-i slujesc pe tine și primesc destule mesaje și e-mail-uri. Știți câte dintre ele vin cu următoarea dorință. Am fost, am greșit și acum nu mai am pace, nu mai am liniște,
Nu mă mai pot ruga ca altă dată. Deschid cuvântul, nu mai îl pricep ca altă dată. Dumnezeu nu mai vorbește, Dumnezeu nu mă folosește. Plâng în loc să cânt și să laud pe Dumnezeu. Și știți ce așteaptă să le spun? Ce să fac să fiu ca înainte? Ce simplu ar fi să avem răspunsuri ușoare, simpliste, la câte o situație complexă. Toți avem dorințe. Dar cred că toți ar trebui să ne gândim de unde vin dorințele acestea. Sunt dorințe din fire sau dorințe din Dumnezeu? Sunt dorințe care vin din natura noastră și din urgența momentului, influențați de cineva? Sau sunt dorințe care trebuie cu adevărat împlinite? Care din voi ați auzit de Balaam? Ceva, da? E greu și teologii, nu știu exact unde să-l așeze pe ăsta, că pe de o parte vorbești de un om care era folosit de Dumnezeu, foarte clar era folosit de Dumnezeu, și într-o conjunctură, în inima lui Balaam se naște o dorință. Știți după ce? Caș. Și, nu, dacă ai o relație cu Dumnezeu, normal, că îl întrebi pe Dumnezeu, Doamne, nu e așa că vrei să mă duc? Și Domnul spune, stai acasă. Ei, da, dușmanul zice, păi, ți se pare că cecul nu-i destul de mare? Dublăm, frate, dacă trebuie. Tu crezi că nu am mai mult? La care el, în loc să rămână statornic, să spună, păi, mie mi-a spus Dumnezeu odată clar că nu, dar eu nu mă târguiesc cu Dumnezeu, Dumnezeul meu nu se joacă. El, pentru că dorința era deja legată de punguță, ce să-l mai întrebe pe Domnul? Să văd, nu s-a schimbat Dumnezeu între timp. Au trecut câteva zile, nu știu, și poate Dumnezeu se schimbă de luni până vineri. Și Dumnezeu zice, asta ți-e dorința, du-te. Ce trist acolo, că măgărița e mai deșteaptă ca profetul, știi? În fine, trecem peste asta. Omul acesta, pentru dorința de a avea, nu că n-ar fi avut, ascultați, Balaam nu era muritor de foame. Deci din felul în care era cunoscut el, renumele care l-avea, nu la nivel național, la nivel internațional, ăla nu era muritor de foame. Că nu mergea pe degeaba, oriunde mergea, ascultați-mă, îi plătea mai mult decât motorina. Nu era cu Domnul să te binecuvinteze, doar era Domnul te binecuvintează prin mine. Apropo, unii n-ați putea folosi fraza asta, Domnul a hotărât să te binecuvinteze prin mine. Ia încercați asta o săptămână. Puteți chiar și cu mine, nu mă supăr. Adică de ce numai Domnul? Nu, frate, da, să lucreze Domnul și prin noi. Doamne, mă pun la dispoziția ta și uite, binecuvintează-l. Cum în seara asta Domnul ar putea binecuvânta fetele, băiețele fac a două carte, nu? Voi n-aveți credință, nici eu. Dar e ok, o rezolvăm, da? Bun. Și interesant că după ce omul acesta calcă tot pentru bani, dintr-o dată ne surprinde. Și spune, hop, mi-a schimbat dorința. Și știți ce spune el? O, de a-ș muri de moartea celui neprihănit. Finalul meu să fie ca al lor. O, s-a trezit Balaam. Păi frate, până acum tot asta ai vrut, aurul. Atât de parșiv a fost ca să nu plece fără aur. Că știți ce a făcut? După ce a văzut că nu poate blestema, că nu-i de voie Dumnezeu, i-a chemat pe ăștia și a zis, băi, și dacă nu dați tot ce mi-a promis, dacă îmi dați mie, uite atâta, eu vă vând secretul. Eu nu-i pot blestema, că sunt binecuvântați de Dumnezeu. Dar vă spun o chestie. Faceți-i să păcătuiască. Că dacă păcătuiesc, se blestemă singuri. Pierd binecuvântarea. Și le-a dat o idee. Vezi că alea au fete drăguțe, adică voi aveți fete drăguțe, faceți o chestie, că ăștia sunt religioși, nu sunt păgâni. Faceți o chestie religioasă. Și puneți în trupa de închinare cele mai faine fete,
Și l-a servit gogoși cele mai faine fete, nu, îmbrăcate ca la voi în por național, știi? Tencuite cum trebuie și drăguți din partea lor, că e o chestie de civilizație, că noi da, suntem civilizați, fetele să invite pe băieții din Israel la închinare împreună cu ele. Și nu știu dacă v-ați prins cât de mică e diferența între închinare și întinare. Depinde cu cine te duci la închinare și cum te închini, că închinarea foarte repede se poate transforma. Și eu terminat. Eu nu trebuie să-i blestem. Eu dat ideea la ăștia, știi? Vezi că asta rezolvă. După ce face toate acestea, spune, dar acum nu mai am dorințe, nu mă interesează. Dar eu acum vreau moartea neprihănitului. Păi de ce? Păi ce am văzut? Ce sfârșit, ce viitor are neprihănitul. Acum vreau viitorul neprihănitului. Interesant, vreau prezentul meu cu toate, dar vreau viitorul neprihănitului. Ați fost curios careva să vă uitați în Scriptură dacă i s-a împlinit dorința? N-ați fost. Sau nu i s-a împlinit? Nu i s-a împlinit. Nu, el moare ca păcătos. Și de ce? Pentru că nu poți trăi ca păcătos și să mori neprihănit. Asta e o chestie foarte grea de înțeles, da? Deci dacă vrei să mori ca sfânt, trăiești ca sfânt. Amin, așa, puteți zice asta, da? Apropo, nu știu la voi, la liceu, cum e, poți chiuli tot anul și să ai prezență 100%. Nu, dar nu credeți în minuni. A, înțeleg, da, da. Poți să nu înveți și nu mai... Că doar noi, voi nu vă rugați. Voi nu știți, profesorii de la liceul creștin, cât se roagă elevii pentru voi. Doamne, dă-i răbdare, dă-i înțelepciune. Eu scriu jumătate pagină. Fă ca sora să vadă 3 pagini corecte. Deci, și credința au unii elevi, nu toți, dar... Da, deci... Foarte interesant, da? Ei, dar nu prea face Domnul minuni din astea. Adică n-ai învățat. Asta este, frate, zero barat și s-a terminat. Dar nu poți trăi urât și să termini frumos. Nu poți trăi în lume și să mori în biserică. Nu poți muri în păcat și să intri pe ușa cerului. Mai cum? Și atunci, pentru că nu se poate, chiar recent predicam din chestia asta, nu puteți face tot ce doriți. E trist să auzi chestia asta. Nu poți face tot ce dorești. Nu ai cum să faci. Nici ca mântuit, n-ai cum să faci tot ce dorești. Ori faci ce-ți cere Dumnezeu, ori faci ce-ți cere firea. Stau și mă gândesc, oare nu mai bine era Balaam să nu-și împlinească prima dorință și să-i fie împlinită a doua? Răspunsul aveți voi. De bogatul ăla din iad, ați auzit? Ați văzut că deja am sărit în Noul Testament, totuși, mă uit și eu la ceaz, așa. Ați auzit de bogatul din iad? Credeți că el pe pământ a avut dorințe? Și ce crede? Una din marile lui dorințe, pe lângă toate cea, una din marile lui dorințe, era să dispară Lazar. Deci Lazar ăla era nenorocirea vieții lui. Lazar de la poartă. Cred că a încercat el pe la primărie, dar nu a zis, băi, luați, e caz social. De ce? Pentru că dacă îți faci cea mai tare casă din Oradea, da? Normal că apare pe internet, știi, pinpoint, acolo vii la locutare, da? Vin, domne, chinezi, japonezi, tailandezi, toți, românii plecați prin Canada, ia uite ce e în orașul meu natal, să-ți faci casă cu palatul ăla. De câte ori îți făceai casă? Eu mă bucuram. Dar de câte ori cine apare în poză? Năcăjitul de Lazar. Strică toată imaginea, domne. De omorâi nu-l pot omorâi, că totul sunt evreu, n-am unde să-l duc. Putea să-i facă o casă. Dar nu, e zgârcit. Și eu cred că asta era dorința lui. Dacă îl ia Dumnezeu odată pe ăsta... Bun, interesant. Acum am dorința să nu-l mai văd pe Lazar. Trece o perioadă și am o altă dorință. Mă uit în sus și îl văd pe Lazar în slavă. Și am o dorință. Părinte Avraame, n-ai putea să-i zici lui Lazar să-și moaie degetul în apă și să-mi picure o picătură pe limbă? Mai cum mi se schimbă grețurile? Deci înainte era greață să se uite la Lazar, acum nu i-ar fi fost greață să-i picure ăsta, știi, cu pipeta, cu degetul pe limbă, știi? Și se împlinește dorința. Dorința e bună cam târziu.
Dacă ar fi avut el în viață o altă dorință pentru Lazar, să-l ajut pe Lazar, să fiu slujitorul lui Dumnezeu pentru Lazar, l-a așezat Dumnezeu lângă mine să-l slujesc. Nu trebuie să consum motorină, nu trebuie să fac lucruri mari. Îi dau și lui acolo o felie. Că dacă toată ziua benchetoia, dar vă dați seama câtă mâncare rămânea acolo. Era suficient să-i spună la o fată care era de serviciu, tu, înainte de a arunca la curci sau ce avea, dă-i un platou și lui, nu un platou, dă-i și lui acolo o felie și ceva, că nu te costă nimic. Foarte interesant cum se schimbă dorințele în viață. De femeia de la fântâna lui Iacov, ați auzit, fetelor? Așa cam după ce ați citit voi, aia cam ce dorințe avea? Să vă descriu puțin. O vreau și ea să mărite. S-a măritat, normal că a vrut un băiat bun. După 2 ani a ajuns la concluzia că bărbatul nu-i bun, o divorțat de el. Dar a rămas cu dorința să găsească un bărbat bun. Așa că s-a măritat a 2 ore. O nimerit unul normal, mai bun ca primul, și după un an și-o dat seama că nu mai e bun și-o divorțat și de-a doilea. Și atunci, în dorința ei de a găsi un bărbat bun, ce-a făcut? O căutat acum pe internet și l-a găsit chiar pe ăla foarte bun și s-a măritat a 3-a oară, și a 4-a oară, și a 5-a oară. Eu așa înțeleg că s-a măritat și s-a despărțit, că spune, ai avut 5 bărbați. Ăsta nu e a tău, amantul, dar el alții au fost a tăi, da? Și acum, dacă tot nu găsești niciun bărbat în lumea asta, a 6-a oră nu mai faci actele, că n-ar rost tot să mai cheltui banii. Da? Până într-o zi, vezi cum te pot înșela oamenii. Într-o zi când se întâlnește cu Hristos, bine, discuția cu Hristos e cam aiurea, îl ia la mișto pe Iisus, că așa vede ea, știi? Dar când înțelege ea că Iisus este cineva, spune, am o altă dorință. Aș vrea apa vie despre care ai vorbit. Acum, partea frumoasă este că ea fiind în viață și cerând apa de la cine trebuie, putea avea. Știți care era problema? Că Domnul spune, dacă vrei, du-te, cheamă-l pe bărbat și... Păi știi, la mine problema e încurcată. Domnul spune, știu că e încurcată. Și dacă vrei apa care o cer de la mine, acum trebuie să te pocăiești. Știți care este diferența la pocăință? Hai să începem cu partea simplă. Știți că nu toți oamenii trebuie să se pocăiască, numai păcătoșii. Deci cine nu-i păcătos nu trebuie să se pocăiască, asta e partea bună, da? A doua problemă cu pocăința este că nu trebuie să te pocăiești decât de păcatele tale. Nu trebuie să te pocăiești de păcatele altora. Unde văd eu diferența? Dacă singurul păcat care l-ai făcut în viață, că ai furat 2 gogoși de la bunica, sau i-au zis mănâncă 2, tu ai mâncat 3, te pocăiești numai pentru... Dar dacă ai luat toate lighenele și toate gâștele și toate curcile și toate, trebuie să te pocăiești de... Adică știi, ca la curent, cât consumi, atâta plătește. Factura e mai mare, da? Am auzit o chestie recentă, am trăit să o aud și pe asta și vreau să vă mărturisesc bucuria. Eu am o durere și o bucurie, fac un pic de veci acum. Care e durerea mea? Că noi nu prețuim și nu aplaudăm sfințenia în bisericile noastre. O să se supere frații pe mine, dar nu e vorba despre ei, e vorba despre alții. Unde am ajuns eu la concluzia? Că noi nu apreciem cu adevărat sfințenia și curăția. Frate, la mărturisirile de la botez. Ce am auzit că se întâmplă în unele părți? La mărturisiri. Vine primul, Giordanii, știi? Pace, pace! Am fost cel mai mare derbedeu, curvar, pușcăria, scutare, pe două le-am violat, pe tricutare, am făcut 18 ani de pușcărie, dar au venit de la biserica Betel, mi-au vestit Evanghelia, Hristos m-a eliberat, biserica, aleluia, slăvit să fie Domnul, Domnul scoate, rupe lanțuri, tot la... Tu urmezi la mărturisiri după Giordani sau Giovanni, cum am zis? Nu mai contează. Ea deja e paralizată. Ia știți cum ajunge? Prin harul Domnului m-am născut în familie de credincioși.
De mică am fost dusă la grupele de copii. M-au învățat tata, mama, bunicii, psalmi, cântări. Într-o zi, totuși, mi-am dat seama că am fost păcătoasă. Domnul m-a iertat. Biserica. Amin. Păi, mă gândeam uneori, băi, eu dacă i-aș auzi pe toți ăștia, și cum reacționează biserica, eu spune, băi, nu era mai bine să le fac eu pe toate alea? Că acum dădeau un amin și o aleluie de se spărgeau geamurile. Acum nici nu mă bagă, mă ține cineva minte? Na, au fost și aia una acolo, o trecut. Păi eu cred că noi așa ar trebui să promovăm sfințenia. Să ne bucurăm de iertații ăia la alți, dar când vin copii care au plătit prețul pentru o viață curată, atunci să spunem de vreo 7 ori aleluia, nu o singură dată. Amin? Adică ei să spună, Dom'le, chiar am meritat să plătesc prețul. Și acum mi-a spus cineva, auzi, că frate, avem o fată, o adolescentă, s-a hotărât să se pocăiască cu tare, zice, când s-a dus în fața bisericii, nu știu ce a fost înainte, ei că mi-a dat varianta scurtă. O zis fata, frați și surori, prin harul lui Dumnezeu sunt mulțumitoare că nu trebuie să mă pocăiesc de tot ce s-o pocăit ăștia dinainte. Doamne, aia merită pupată, diplomă trebuie. Adică totul e cu ce atitudine spui. Dar eu asta aș vrea să aud de la copiii noștri, nu să ies acolo ca Pipirigu, paralizat, că eu dacă n-am dat la nimeni în cap și n-am făcut 7 ani de pușcărie, biserica nu mă apreciază. Și să spun, frați și surori, îl slăvesc pe Domnul că iartă toți păcătoșii. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că scoate din cea mai neagră groapă. Dar uitați-vă la mine. Datorită părinților ca tata și mama care sunt aici, plângeți, băi, că aveți dreptate, acum spun adevărul. Datorită bunicilor mei pe care îi cunoașteți, datorită învățătoarei cu tare, datorită liceului pentecostal la care m-am dus, datorită fratelui păstor care m-a învățat, m-a încurajat, mi-a mai atras atenția, o trebuie să mă pocăiesc numai de 3 minciuni și de 7 ori când am invidiat pe cineva. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu le am celelalte pe conștiință. Și asta e pocăință, dar să spun, mulțumesc lui Dumnezeu că nu trebuie să plătesc 3.200.000, ci trebuie să plătesc 3,2. Da, plătesc și acolo că sunt vinovat. Bun, deci femeia aceasta trebuie să se pocăiască. Acum la ea factura era mare și o parte bună că ea s-a pocăit de factura mare. Dar vedeți cum se schimbă. Înainte ai niște dorințe în viață. Trece un pic, ți se deschide mintea, îți dai seama că sunt alte valori. Și când afli că există ceva interior, o bucurie interioară, care nu mai depinde, ai găsit bărbat bun, n-ai găsit bărbat bun, că ți-ai luat rochea aia, că nu ți-ai luat, cum spunea Hristos, cine crede în mine, în inima lui, vor curge râuri de apă vie. Spui, băi, nu mai interesează izvorul Mureșului. N-am zis minunilor, că nu e. Da? Ce mă interesează izvorul adevărat, Iisus Hristos. Foarte interesant cum se schimbă dorințele. Nu știu dacă v-ați prins, că v-am spus de câteva ori. Ar fi bine să ne analizăm dorințele. Și să vedem dacă dorința de moment chiar este o dorință legitimă și dacă trebuie să-mi împlinesc pe orice cale sau trebuie să-mi împlinesc acum și să stau să mă întreb dacă nu cumva împlinirea dorinței de astăzi îmi va tăia alte dorințe mult mai mari. Mi-a plăcut de o soră. Nu, îmi place de surori, asta este. Și de frați, și de toți. Da. Mi-a plăcut de o soră, eram acolo, nu știu dacă așa procedează de obicei, sau când ai musafiri, a venit pișpirelul ăla, știi, prințul, micuț, câțiva anișori, dar ăștia dirigează casa, știi? Da? Și a zis că el vrea să mănânce o bomboană. Maica s-a spus, nu ai voie bomboane înainte de micul dejun. Da, frumos, nu o țipa la el, nu nimic, elegant. Nu, că el vrea bomboane. La care sora foarte înțeleaptă a spus, auzi, dacă vrei bomboane, azi nu mai pui mâna pe telefon. Dai seama ce l-a lovit. La care el, foarte simplu, pune mâna, ia bomboana, țap și... Nu i-a zis maica s-a nimic, a fost alegerea lui. Nu a trecut un minut sau două și întinde mâna după... Maică s-a auzit că ți-ai făcut alegerea. Azi nu mai pui. Că vreau. Nu, și ce dacă vrei?
Acum nu știu dacă nu i-a părut rău că înghiți bomboana. Știi că după ce s-o dus, zici, bă, nici nu a fost așa de dulce cum am vrut, nici nu a ținut atât de mult și acum o zi întreagă fără telefon pentru o bombonică atâta. Asta este, frate. Ai făcut alegere, ți-ai împlinit o dorință, nu mai poți să ți-o împlinești pe cealaltă. Saul din Tars. Îl cunoașteți? Și ăsta a avut dorințe, da? Dintre dorințele lui înainte de pocăință, știți care ați menționa? Dorința de a cunoaște. El a vrut să cunoască cât mai mult. Bine, a plătit și prețul. A acceptat să-l dea părinții la cel mai tare, la Gamaliel, și Gamaliel cred că l-a tocat la cap de numai, deci n-a fost chiar așa de simplu. Și a cunoscut, până într-o zi, când l-a întâlnit pe Hristos. Și știți ce este interesant? Saul nu mai spune, vreau să cunosc. Saul spune, vreau să-l cunosc. Acum nu mă interesează să am inima mare. Acum nu mă interesează să ăsta are 7 doctorate, sunt acolo în prima linie. Cum știe ăsta, nu știe nimic. El spune, am o altă dorință. Vreau să-l cunosc pe el. Și el spune, și dacă trebuie în suferință să-l cunosc, nu-i nimic, vreau în suferință. Probabil că ați auzit, n-ați avut cum crește în biserică să n-auziți de fiul risipitor. A avut și el o dorință mare. Care a fost? Să scape de acasă. Nu vă pun să ridicați mâna. Că mă tem să nu fiți unii sincere și să nu fie nevoie să vină prea multe ambulanțe la biserică, că o lasă. De ce zic asta? Că noi numai copii buni am avut. Și într-o zi, zice unul dintre ei, ca să nu dau nume, zice, totuși mai bine acasă. Măi, n-am zis, dar ce? Ai avut ceva idei? Ce m-am gândit să plec? Probabil că l-a așteptat să mă electrocuteze, știi că el pleacă. Eu mă electrocutez, băi, să nu mă nenorocesc, să nu mă faci de rușine. Nu cumva să pleci când nu-s acasă. Bă, ar fi chiar rușinos. Zic, dacă vrei să pleci, când îți acasă, am un pic de timp liber, te ajut să-ți faci rucsacul, îți dau niște idei, poate nu se trece ție până cap ce să spui, spune eu ce să spui și zic, te duc eu cu mașina până acolo, dar nu te duce pe jos. Cam și discutat cam unde ar vrea să meargă, știi? După asta zic, auzi, dar hai un pic să facem o vizită acolo, să vezi cum e printre cartoane, șobolani, cu tare. I-am descris o leacă, dar nu să-l îngrozesc, așa zic. Prima dată mergem, facem o vizită, vedem dacă sunt locuri vacante, că poate mai sunt de ăștia care au plecat înaintea ta. Zic. Da, asta a fost marea lui dorință, Doamne, dacă scap de tata, dacă scap de mama, dacă scap de frate, mă, dacă... Și s-a împlinit dorința. De ce? Dacă ai o vârstă, ai tupeu, ce te interesează pe tine? Crapă mama, crapă tata, tată, dăm partea de avere și am plecat. Cam nesimțit, zic eu, știi, că... Na, bun, mi-au subliniat copiii, nu vă spun care, o zic că, tata, ai văzut în Biblie versetul ăsta, casa și averea le moștenim de la părinți. Zic, da, sigur că da, cum, le-am văzut și eu cred tot ce spune în Biblie, dar zic, voi ați remarcat termenul moștenim. Asta înseamnă când crăpăm noi, le moșteniți voi. Adică să interpretăm Scriptura corect, dacă tot e cu Biblia, da? Ăsta n-are... Dacă el o fi avut 17 ani, cât o fi avut, taică s-o putea să aibă 37, frate, să cum? Și acum dă mie moștenirea. Taică s-o i-o dat, s-o împlinit. Eu mi-l imaginez așa, dar cred că de la generație la generație mi-l imaginez, știi? Într-o vreme mi-l imaginam așa cu... Și-au pus rolele pe picioare, știi, sau skateboard, nu știu ce, niște ochelari din aia, bengoși de soare, căștile în urechi, știi, telefoane, player, cu tare, cașcavalul cu el, aia. În sfârșit, domne, stare, plec de acasă, da? Interesant că după o vreme și-au schimbat dorințele. Știți ce spune Scriptura? Știți ce și-ar fi dorit?
dacă ar putea avea și el meniul zilei de la porci. Zic că, băi, Viorele, au porci un meniu a zilei? Dacă aș prinde și eu un meniu ca porci, ce poate face diavolul din oameni? Și apoi, prin harul lui Dumnezeu, mai are o dorință. Să-l mai văd odată pe tata, să-i spun cât de mare măgar am fost, cum am păcătuit împotriva lui și împotriva cerului, și să rog să mă primească ca slugă. Nu știu, pe mine așa câteodată mă duce mintea mai greu. Dar de ce e mai bine ca slugă decât ca fiu? Părinților, n-ați putea să faceți un bine copiilor? 2 săptămâni să-i puneți pe post de slugă. Nu că ați avea copii nemulțumiți, dar just in case, cum zice chinezul, că le trece prin cap ceva. Să spui, auzi, pentru cultura voastră generală, decât să fiți slugă la alții, mai bine? Mai bine slugă la mine acasă? Da, cu totuși niște drepturi și poate... Și-ar întreb, cred că v-ați prins că dorințele de astăzi pot fi total diferite de dorințele de mâine. Că dorințele de moment pot fi radical diferite de dorințele pe care le vom avea într-o zi. Știți că și oamenii din generația Domnului Iisus Hristos au avut dorințe? Unii au vrut pâine, alții au vrut minuni, au vrut vindecări. Arată-ne un semn, demonstrează în lucrul ăsta, scapă-ne de romani. Numai figure aveau un cap, cum credeau ei. Și Mântuitorul spune, aveți grijă, că va veni ziua în care veți dori altceva. Mântuitorul spunea, eu am venit să vă predic împărăția lui Dumnezeu, să vă spun că prin bunătatea lui Dumnezeu a adus împărăția lângă voi, ușa e deschisă. Siliți-vă să intrați pe ea. Ăștia au zis că, da, câți intră pe ea? Hai, lasă, da. Mulți sunt pe calea mântuirii. Și Domnul spune, ascultă-mă, nu contează câți sunt acum pe calea mântuirii. Va veni o zi în care se va ridica stăpânul casei și va închide ușa și voi veți fi afară. Și atunci se schimbă dorințele. Când vezi că se închide ușa afară, dorințele se schimbă radical. Apropo, noi zice că suntem o generație asemănătoare cu generația lui Noe, da? Care credeți că au fost dorințele oamenilor din generația lui Noe? Până a început să plouă, care au fost? Mâncăm, bem, ne însurăm, ne mărităm, distracție la culme, frate, trăiește-ți viața că una ai. Când a început să plouă și s-a închis ușa la corabie, toate dorințele celelalte au dispărut. Cred că a rămas una singură. Care? Să fim dincolo de ușă. Cheia era la Dumnezeu, nu la noi. Dorința bună, cam târziu. Credeți că dorințele celor din Sodoma și Gomora s-au schimbat într-o zi? Că până atunci au avut ei dorințele lor și le-au împlinit, nu contează ce și cum, asta este, ne modernizăm, lumea se schimbă. În momentul în care începe să vină foc din cer, nu cred că și-au dorit neapărat să fie pârjoliți. Probabil atunci au avut o altă dorință, dar a fost cam târziu. Mântuitorul spunea, vine ziua în care stăpânul închide ușa și dacă vei constata că ești afară, acum vei vrea să fii înăuntru și Domnul va spune, nu vă cunosc, nu deschid. Și atunci vor începe ei să spună, pe noi nu ne cunoști. Păi noi am fost acolo, pe lângă tine, frate, tu predicai Evanghelia, noi ne distram cu mici, cu bere, știi că cam așa, zice, tu predicai în unile noastre, noi mâncam, știi, un fel de distract. Hai, mergem și noi să vedem ce face Iisus, mai facem o poză pe acolo, ne dăm și noi, facem un filmuleț. Că viața e faină și cu Iisus, că te scoate din anonimat și te scoate din blazările fiecarei zi. Noi nu ne-am dus acolo pentru împărăție, nu ne-am dus pentru El.
Dar acum când vedem că noi rămânem afară, acum normal că ne interesează împărăția. Acum când vedem că iadul este realitate, normal că am vrea dincolo. Până acolo merge bogatul, spune, dacă eu nu mai am nicio șansă, măcar trimite pe cineva să vorbească cu frații mei, mai am frați pe pământ, să le spună, bă, oameni buni, vezi că astea nu sunt glume. Nu sunt chestii care le spun predicatorii să vă înspăimânte. Iadul este real și este groaznic. Pocăiți-vă să n-ajungeți aici. Dragii mei, nu o să vă întreb câți doriți să termin predica. Deși am senzația că unii care în timp ce eu predicam anumite lucruri se gândeau numai la altceva și-ar fi dorit să fie atenți. Așa, ca paranteză, mai mărturisesc cu unice frate, v-am mai prins că la câte o conferință și vorbeați despre viața de familie, zâmbeam pe acolo, eram nensurat și s-a uitat după fete, săracul moșu, știi? Acum ziceți însurat și mă aduc aminte toată conferința. Cam târziu așa. O ținut în minte. Ce vreau să vă spun este ceea ce știți. Dumnezeu chiar ne iubește. Și Dumnezeu a pus dorințe bune în noi. Și Dumnezeu ne-a spus cum să ne împlinim dorințele. Și Dumnezeu ne-a spus când să ne împlinim dorințele. Pe ce cale? Și știți adevărul acela, că îl credeți, că nu. Lucrurile frumoase le face Dumnezeu la timpul Lui și pe calea Lui. Foarte interesant că există în noi dorința după veșnicie. A pus Dumnezeu în noi gândul veșniciei. Și este un gând bun. Păcat că prea mulți oameni nu aleg calea lui Dumnezeu de a-și împlini dorința după veșnicie și nu aleg timpul lui Dumnezeu pentru împlinirea acestei dorințe. Ce frumos ar fi în seara aceasta nu doar să recităm, ci în vorbele noastre să spunem, Doamne, cum dorește un cerb, izvorul de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine. Și să-i spun, Doamne, am și alte dorințe. Aș vrea la momentul potrivit să mă însor bine, e absolut normal, dacă vrei să te însori bine, adică biblic. Aș vrea să-mi dai un soț bun, e o dorință normală. Aș vrea, dacă tu vrei, să am o carieră, aș vrea să ajung undeva de dragul tău, ca să fiu lumină acolo, să pot să duc Evanghelia în cercuri în care n-au dus-o alții înainte. Până la urmă, Mântuitorul ne-a dat exemplul suprem, care s-a dus nu în mod privat, ci public, de asta știm, că a luat cu el ucenicii, s-a dus în grădină și a spus, Tată, am o dorință și ți-o spun deschis. Dacă se poate, aș vrea fără acest pahar. Dacă se poate. Dar dacă nu se poate, facă-se voia ta. Vă puteți împlini dorințe în seara aceasta, mâine, poimâine, în fiecare zi. Vă rog din suflet, căutați să vedeți de unde vin dorințele. Dacă merită împlinite sau nu. Întrebați-L pe Dumnezeu pe ce cale să le împliniți. Și mergeți pe mâna lui Dumnezeu, indiferent despre ce dorință este vorba. Apreciez că cei mai în vârstă n-ați plecat acasă. Știți de ce mă bucur că ați rămas? Cred că voi o să fiți armata de oameni care o să vă rugați pentru tineri. Amin? Eu nu vă spun ce să vă rugați.
Că dacă v-aș spune, înseamnă că aș crede că n-ați priceput nimic. Și nu vreau să vă jignesc. M-aș bucura în seara aceasta niciunul să nu ne culcăm. Până nu facem o rugăciune pentru tinerii aceștia. Vezi, faptul că ești în față și cu avantaje și cu dezavantaje. Seara asta avantaj. Că aș vrea să vă rog și cei de la balcon și cei din sală să puneți ochii pe un băiat sau o fată. Dacă se poate, nu nepoata voastră. Poate pe unul care nu l-ai văzut în viața ta sau nu-l cunoști. Și, normal, poate nici nu știi cum îl cheamă. Zici, Doamne, ăla cu părul crez de la orgă. Da, zic că Domnul știe, da. Fata aia care a avut dungi pe... Da. Găsești, că toți găsim o variantă. Și spui, Doamne, mulțumesc, mulțumesc și te rog frumos. Păzește-o de, ajută-o să și fă ca toate acestea să te onoreze pe tine. Și dacă unii chiar vreți să faceți ceva mai mult, poate vă deschideți inima câteodată față de un tânăr, față de un tânăr, cei care sunt mai aproape de voi. Și spuneți, auzi, și eu am avut dorințe în viață. Și uneori am plâns mult că mi-am împlinit o dorință pierzând altceva. Dar ca să fiu sigur că vă rugați pentru ei seara asta, până vă rugați acasă, vă rog să vă ridicați acum. Ne rugăm pentru ei și pentru noi. Și spunem, Doamne, dorințele noastre sunt înaintea Ta, dar voia Ta este mai importantă, ce dorești Tu.